Aș vrea să beneficiem de aportul tehnologiei în seara aceasta din plin și vreau să vă pun în contrast, dacă se poate, alăturat două imagini cu doi oameni cu totul și cu totul diferiți. O femeie și un bărbat. Chiar dacă lucrul, mă rog, e cam bărbătesc al acestei femei o să înțelegeți de ce e o atletă. Acum, bineînțeles, pentru că se apropie Valentine's Day și o martie, o să punem în cazul acesta personajul negativ a fi un bărbat și personajul pozitiv a fi o femeie. Despre ce e vorba și cine sunt acești doi oameni? Aici, în partea stângă, este o femeie pe care și a cărei viață v mai prezentat-o în biserică, se numește Marla Ranian, și este o atletă americană care, deși din punct de vedere medical este o oarbă, nu poate să dișteană de decât foarte, foarte vag anumite forme, cu toate aceste handicapuri și în ciuda tuturor acestor handicapuri majore ale vieții ei, a reușit să facă atletism de performanță până acolo, încât în anul, uh, 1900, uh, în anul 2000, la Jocul Olimpice de la Sydney, s-a clasat pe locul 8, în finala cursei de 1500 de metri. Acum, oameni buni, performanța acestei femei este uluitoare, având în vedere că din punct de vedere medical e oarbă. Cum e posibil ca o femeie cu un handicap atât de mare să reușească o performanță uluitoare? Locul 8, în cursa de 1500 de metri, la Jocurile Olimpice de la Sydney. Acum, în partea dreaptă, e un om, un, mă rog, un om un tânăr, deși nu e la prima tinerețe neapărat, are 39 de ani acum, Flavio Donizete, fotbalist. Prima e o femeie atletă, celălalt este un fotbalist. Flavio Donizete poate că nu vă spune prea mult, dar omul acesta în anul 2004 în Brazilia era pe val, țara fotbalului, țara uh, cu cele mai multe campionate mondiale de fotbal pentru cunoscători. Și pentru cei care mai suspină încă după fotbalul românesc, fiți pe pace, nu se întâmplă nimic. Dar acest tânăr, pe nume Flavio Donizete, la vremea respectivă, era un super talent al fotbalului brazilian. În anul 2005, în anul 2004, debutează la prima echipă a lui Sao Paulo, iar în anul 2005 joacă în finala campionatului mondial al cluburilor și face parte dintr-o echipă învingătoare care... A, reușește ca în final aceasta a, a Campionatului Mondial al Cluburilor să-l vină pe Liverpool. O performanță extraordinară. Omul acesta avea tot viitorul în față, un talent uriaș, după cum spuneau toți comentatorii sportivi ai vremii. Numai că după momentul ăsta de apogeu, când s-a văzut cu medalia de campion mondial al Cluburilor la gât, viața acestui tânăr pe nume Flavio Donizete începe să ia pe o turnură descendentă. Începe să aibă anturaje din ce în ce mai dubioase și, la un moment dat, pentru că nu mai dă randament sportiv din cauza vieții extrasportive, de la alcool ajunge la droguri. Și nu-i trebuie decât 2-3 ani de zile ca viața lui să o ia pe un teobogan. Și, dragii mei, omul acesta a trebuit să încheie cariera mult mai devreme decât în mod normal trebuia să o facă. Și vreau să vă spun că a ajuns atât de dependent de droguri, atât de tare la a distrus. Această dependență, încă la un moment dat, undeva prin 2010, și-a vândut ca, medalia de campion mondial al cluburilor pentru 1100 și ceva de euro în banii noștri. Mă rog, în, încă în lei, puneți în euro că noi toți ne raportăm la Schengen, gândă, încă nu suntem pe acolo. A vândut medalia de campion mondial al cluburilor pentru 1160 de euro mai exact. Acum gândiți-vă că orice sportiv de performanță, orice om care uh, uh, visează în viață să câștige ceva, pentru el trofeul e ceva, e un loc incredibil. E ceva la care n-ai renunțat pentru nimic în lume. Și cu toate acestea, omul ăsta, din cauza dependenței de droguri și a halului în care ajunge ajunge să facă gestul ăsta, e un talent irosit. E un om care pur și simplu privim la el astăzi cu părere de rău și cu regrete. Și dragii mei, gândiți-vă în felul următor, două cazuri diametral opuse. O femeie care a, plonit, a pornit din bloc startul vieții ei cu mari handicapuri, cu mari dezavantaje, ca outsider, ca mulți alții dintre noi, și cu toate acestea ajunge prin efort, prin străduință, prin perseverență, prin consecvență, să aibă realizări extraordinare. De asemenea, avem pe de partea cealaltă un om care a pornit din bloc startul vieții, înzestrat cu un talent nativ extraordinar, dar care ajunge la o ratare uluitoare a vieții lui. Dragii mei, cazurile acestea două care se intersectează diferit și care au deznodăminte diferite, sunt cazurile multor oameni în viața spirituală, pentru că din zona sportivă vreau să venim în viața spirituală. Și vreau să vă spun, frați și soror, prieteni dragi, în seara asta că marea noastră problemă a creștinilor astăzi consider că nu este aceea a lipselor de mijloace. Nu ne lipsesc mijloacele să facem lucruri mari din punct de vedere spiritual, să facem performanță spirituală. Noi nu ne lipsesc mijloacele astăzi. Și ce ne lipsește? Motivația. Marea problemă a creștinilor de astăzi, dragii mei, nu este că ne lipsește chemarea, pentru că fiecare dintre noi avem o chemare din partea lui Dumnezeu. Știți ce ne lipsește tot mai mult? Caracterul. Mai mult de atât consider că o mare lipsă a generației noastre nu constă în faptul că ne lipsesc daruri spirituale, pentru că Duhul Sfânt le dă, ce și ne lipsește, nu darurile, ci dăruirea pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și de asemenea consider, dragii mei, că nu ne lipsește informația. Suntem cea mai informată generație din istoria creștinismului. Avem acces la cele mai bune comentarii și cărți de teologie. Și cu toate acestea nu ne lipsește informația. Și ce ne lipsește inițiativa. Nu mijloacele sunt problema, ci motivația. Nu chemarea, ci caracterul. Nu darurile, ci dăruirea. Nu informația, ci inițiativa. A spus-o un Celebru critic literar român George Călinescu că trăsătura de bază a poporului român este mediocritatea. Îl credem sau nu îl credem, putem să constatăm asta. Să dragii mei, vreau să vă spun că această mediocritate culturală, această mediocritate socială, această mediocritate, dacă vreți, relațională a poporului nostru, se transpune de foarte multe ori, din păcate, și în zona spirituală. Dar în această seară, chiar dacă am început pe un ton, poate pesimist și dramatic, Vreau să vă urc spiritual împreună cu mine, să pornim într-o călătorie frumoasă. Și știți unde vreau să vă duc, până acolo încât putem să vedem unde putem să ajungem cu adevărat. În această seară, ăsta este titlul gândurilor mele, unde poți să ajungi, dacă vrei cu adevărat. Vreau să ne uităm și vreau să pornim într-o călătorie prin Sfânta Scriptură, pornind de la narațiunea aceasta din Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Și vreau să vezi, nu neapărat unde ești în seara asta. Că nu vreau să mai îți de milă încă o dată, să mai vii la Doamne, tu știi că păcătos, la aceleași duminici de rutină și banale, ci tu știi foarte bine unde ești. În seara asta însă aș vrea prin cuvântul lui Dumnezeu și prin autoritatea Duhului Sfânt și în ciuda vocii mele. Aș vrea împreună, dragii mei, ca să putem să vedem unde putem să ajungem cu adevărat, dacă ne dorim. Unde poți să ajungi dacă vrei cu adevărat? Dragii mei, primul, prima dimensiune, prima zonă în care putem să ajungem, pentru că se adresează unor oameni care sunt în zona aceasta spirituală, vreau să spun un prim adevăr în care cred din toată inima, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, pe ceea ce scrie Cuvântul Domnului aici în seara asta. Poți să ajungi, ascultă-mă, primul loc în care poți să ajungi spiritual vorbind, poți să ajungi să-l cunoști pe Isus într-un mod real. Poate că ai avut tentative care au ieșuat până acum. Poate că ai, ai fost îndrumat greșit, poate că ai înțeles greșit, poate că uh, uh, n-ai căutat așa cum trebuie. Dar vreau să spun ceva în ce cred din toată inima mea, al minter, n fi aici. N-aș fi în biserică dacă n-aș crede lucrul ăsta real. Cred, dragii mei, că poți, oricine e în seara aceasta, să-l cunoști pe Isus într-un mod real. Pentru că, dragii mei, există oameni care îl cunosc pe Isus. Și există oameni care au impresia că îl cunosc pe Isus. E o mare diferență. Există oameni care au impresia că îl cunosc pe Isus, dar n-au nicio treabă cu Isus. Știu că, din nou, poate trebuie să coborâm puțin în zona pragmatică și dureroasă a vieții, dar, dragii mei, adevărul ne face și cum? Cum ne face adevărul? Slobozi. Dragii mei, oamenii care au impresia că îl cunosc pe Isus sunt caracterizați de câteva aspecte în viața lor și vreau să te gândești dacă e ceva pe acolo și în viața ta în seara asta. Își genul de oameni care vor, dragii mei, de la Isus doar salvare, nu vor schimbare. Și am mai spus lucrul ăsta în biserică și îl mai spunem încă o dată. Își genul de om care au nevoie pe Iisus, de Isus pe post de supererou. Avem și cântări fain pentru copii, ești supereroul meu. Dar, dragii mei, vreau să vă spun că Isus nu e un pompier care vine să stingă incendiile din viața ta și după aceea să plece. Dragii mei, Isus Hristos este cel care vine să schimbe radical, fundamental viața noastră. Dar câtă vreme, ascultă-mă bine, câtă vreme îl cauți pe Isus doar pentru că vrei să te scape de ceva și nu vrei să te schimbi, ascultă-mă, tu ai doar impresia că îl cunoști pe Isus. Nu e o realitate a vieții tale. Mai mult de atât, oamenii care au impresia că îl cunosc pe Isus, dragii mei, sunt genul de oameni care știți ce vor, vor în viață, mai, uh, sunt genul de oameni, dragii mei, care confundă credulitatea cu credința. Nu-i tot una. Sunt oameni care au impresia că ei cred, dar de fapt sunt creduli, e o mare diferență. Dacă crezi orice zboară, dacă îl crezi pe oricine, dacă crezi orice, orice, oricine care are o pretenție și ne avertizează Hristos în Matei 24 cu 23 că vor veni vremuri grele, vremurile din urmă, când oamenii știți ce vor face? se vor duce și vă spun, iată Hristos, uită-l acolo, uită-l acolo, uită-l dincolo, uită-l în București, uite, hai să mergem, ai auzit cine vine, vine ăla, hai că ăla... e Hristos acolo, dragii mei. Credulitatea nu-i totuna cu credința. Și pentru că există foarte mulți oameni creduli în ziua de astăzi, eu am impresia că ei de fapt îl cunosc pe Dumnezeu, dar nu-l cunosc, e doar o formă de credulitate. Mai mult de atât, dragii mei, sunt oameni care cred că un rit bisericesc, gen botez sau, nu știu, cina Domnului, poate să substituie o relație cu Dumnezeu. E o altă zonă în care sunt oameni care au o impresia impresie că îl cunosc pe Dumnezeu. Dacă tu ai impresia că au fost, e suficient să te îmbraci în haine albe într-o zi la botez, fără să te fi născut din nou, fără să experimenta prezența lui Dumnezeu în viața ta, fără să ți-l asumi pe Hristos așa cum îți se prezintă în Biblie. Dragii mei, dacă tu crezi că ritul ăla te, te mântuiește și substitie relația pe care trebuie să o ai cu Dumnezeu, te la marnic. Hainele albe, dragii mei, vreau să vă spun ceva de la botez, pentru că vorbeam despre înscrierea la botez. Hainele albe de la botez nu albesc cugetul nostru. Cugetul nostru este albit culmia prin sânge. Ceva roșu, nu-i așa, albește. Și asta este sângele lui Iisus Hristos. Pentru că, dragii mei, spune, spune Petru, în 1 Petru, capitolul 3, cu 21, că botezul, dragii mei, nu este o ședință foto. Botezul nu este, nu este, o zi în care primești uh, uh, felicitări de la toată lumea și buchete de flori și toată lumea spune fain, super, cool, mă bucur pentru tine, uai ce fain, uai ce superb. Botezul, dragii mei, dincolo de paradă, dincolo de ceea ce vrem noi să afișăm, botezul, dragii mei, este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. De aia nu cumva să ai că dacă doar te-ai botezat, și tu nu ai ai, 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 înfăptuit un rit creștin, dar nu ai o relație cu Dumnezeu, să nu crezi cumva că tu de fapt îl cunoști pe Dumnezeu. E doar o mărăciune, e doar o înșelăciune. Dar știți care mai este o, o, o caracteristică a ca oamenilor care au impresia că îl cunosc pe Isus? Pe lângă că vor salvare fără schimbare, pe lângă că sunt oameni care confundă credulitatea cu credința, ritul cu relația. Dar știți, e genul de oameni care cunosc multe despre Isus mai apoi. Există o categorie de oameni, culmea, care cunosc foarte multe despre Isus, dar nu-L cunosc pe Isus. Nu asta e un mare paradox. Mă stai de vorbă câteodată cu unul și păi, ești impresionat de câte multe știe, cât de multe știe despre Isus. Îți știe versete, îți știe teologie, îți știe dogmatică. Ăsta știe și când vine Domnul, dacă stai mai mult de vorbă cu el aproape și mai bei încă două cafele și un Red Bull. Îți poate să-ți dea cu predicție și cu precizie. El îți poate să spună exact că Putin e anticristul. Nici din Biblie dacă vrei să o scoate. Nu știu cum le potrivește, dar le potrivește cumva. O cultă mondială, Davosul, ei îi găsesc imediat. Dar mai mult de mi se pare interesant și fascinant că sunt oameni care cunosc multe despre Isus, dar nu-L cunosc pe Isus. Există un astfel de caz, dragii mei, dar e într-o perioadă de tranziție, dar vreau să vi-l dau pentru că e sugestiv. Fapte 18 cu 24, o zice Biblia că în Efes, la un moment dat, este un iudeu pe nume Apollo. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că era de neam din Alexandria. Omul acesta, atenție, avea darul vorbirii. Wow, orator bun. Ne dădea ceasă la omiletică la toți și la oratorie. Și cu toate acestea, ce spune Biblia, el era învățat era învățat în ce privește calea Domnului. Și avea și un duh înfocat și vorbea și învăța mănuții pe oameni despre Isus, Măcar că capul plin de informații la Apollo. Știe foarte multe, bă, te și pocăiești culmea la predica lui. Te poate convinge să te pocăiești, de el nu cunoaște pe Isus cu adevărat, pentru că zice Biblia, măcar că nu cunoștea decât ce? decât botezul lui Ioan. Și spune Biblia, a început să vorbească cu îndrăzneală în sinagogă. Agvila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat cu ei. Și au zis, hai la cateheză. Spune cuvântul lui Dumnezeu că i-au arătat mai cu diamănuntul calea lui Dumnezeu și viața lui Apollo se schimbă. Și pe lângă multă înțelepciune are și relație cu Dumnezeu și cunoaște cu diamănuntul despre Isus. Dragii mei, sunt mulți oameni care cunosc multe despre Isus, de -aia nu înseamnă că îl cunoști pe Isus. Dacă tu ai impresia că memoria, hardul tău care e plin de Biblie, te ajută uh, uh, în direcția aceasta și tu nu-l ai pe Isus și tu nu-l cunoști pe Isus și nu ai părtășie cu Isus, te înșelă marnic. Informația nu e tot una cu relația. Există oameni care au impresia că-l cunosc pe Isus și, dragii mei, îmi pare rău să spun, mi-este greu să spun, dar tot mai mulți în zilele noastre. Dar mai departe, dragii mei, există oameni care îl cunosc pe Isus. Există oameni care au impresia că îl cunosc pe Isus și există oameni care îl cunosc pe Isus. Pentru că, dragii mei, în această zi vreau să vezi unde poți să ajungi dacă vrei cu adevărat. Știi unde poți să ajungi? Poți să ajungi în punctul în care să-l cunoști pe Hristos într-un mod real. Și și-mi doresc de la seara aceasta. Îmi doresc din toată lumea ca să fie un om care să-l cunoască pe Isus în această seară. Îmi doresc să-l descoperiți pe Hristos. Îmi, să îmi doresc foarte mult să-l cunoașteți mulți de aici pe Isus în seara asta, în mod adevărat, așa cum este El, așa cum ni se prezintă El. Există oameni, uitați-vă aici în textul biblic, care îl cunosc pe Isus. Dar, dragii mei, ca să-L cunoști pe Iisus, trebuie să ai parte de o dimensiune revelatorie în viața ta. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, capitolul 1, cu versetul 32, că Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-L cunoșteam. Până acolo Ioan zice că nu-L cunoaște. Dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, e o revelație a Duhului Sfânt, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se, este este cel ce botează cu Duhul Sfânt și zice Ioan, eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. E momentul, dragii mei, în care Ioan, deși predicat despre Mesia care trebuie să vină până acolo, nu-L cunoaște. Dar în momentul acesta, dragii mei, pentru care o revelație din partea Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt îl descoperă pe Hristos, pentru că Duhul Sfânt te duce la Isus, pentru că Duhul Sfânt îți face cunoștință cu Isus. Ioan, dragii mei, îl cunoaște în mod personal pe Iisus Hristos. Ai nevoie de o dimensiune revelatorie. Mai mult de atât, dragii mei, când îl cunoști, vei realiza cine El este cu adevărat. Cine este Isus cu adevărat? Auziți ce spune Ioan? Este Fiul lui Dumnezeu. Când îl cunoști pe Iisus, vei realiza că El este Fiul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce spune mai apoi, uitați-vă, versetul 43. A doua zi Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, vină după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanel și a zis, noi, zice, am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii pe Iisus din Nazaret, Fiul lui Iosif. Dar, dragii mei, vedeți dumneavoastră, aici e cunoaștere extraordinară. Când că, că, că acest om pe nume Filip nu-l vede pe Isus doar ca fiul lui Iosif, știți că-l îl vede, îl vede ca fiind acela, adică fiul lui Dumnezeu. Asta e marea provocare a cunoașterii lui Dumnezeu, ca dincolo de ceea ce văd ochii tăi să vezi dimensiunea spirituală, să nu te oprești că băi, fiul lui Iosif, vă aduceți aminte care e problema multora care se potrivesc în mesajul lui Isus, dar cum poate să vorbească omul ăsta? Bă, dar nu-l știu, dar n-am copilărit-o cu el, dar ăsta nu a fost la mine pe stradă când era mic. Toată lumea se blochează, mulți nu cred în Isus și din ce? Pentru că văd în el doar fiul lui Iosif. Însă atunci când Duhul lui Dumnezeu deschide ochii, vei realiza că el este fiul lui Dumnezeu. Mă rog în seara asta Dumnezeu să deschide ochii aici. Mă rog ca Dumnezeu să facă să, facă să cadă sos de pe ochi în această zi. Vă duceți aminte mai apoi când Natanel, când Dumnezeu îi spune Iisus Hei, știu ce făceai înainte, erai sus te cunosc! Înainte să te cheme Filip aici, știu că să te-ai sub un mochin sub un În gura ta nu este Și Jezus, uite Nathaniel, Dar de unde mă cunoști? Știi ce spune Nathaniel după aceea? Zice, e, omul acesta, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Pentru că realizează, dragii mei, ce nu este Isus. Ca să-l cunoști pe Isus, ai nevoie de o dimensiune revelatorie. Trebuie să realizezi mai, păi că El este Fiul lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, când Îl cunoști, vei ajunge să-l recunoști. Când îl cunoști, mai apoi vei ajunge să l recunoști. Poate e un joc de cuvinte, dar gândiți-vă puțin. Nu poți să recunoști pe cineva dacă nu îl cunoști. Deci Biblia că în a doua zi se întâmplă toate evenimentele astea. În a doua zi Iisus vine la apa Iordanului și Iisus îl, bote și eu, botezătorul, îl botează pe Isus Și acolo fac cunoștință. Și de ce El este mielul lui Dumnezeu. Peste el s-a coborât Duhul Sfânt. În aceea zi, dragii mei, spune Biblia că Ioan știe ce face. Șede, stă cu doi din ucenicii lui. Și știe ce spune? Iată mielul lui Dumnezeu. Gândiți-vă că erau mii de oameni acolo, pe lângă Ioan. Și din mii și mii de oameni, Isus este recunoscut de către cine? De către Ioan Botezătorul. Pentru că, dragii mei, atunci când îl cunoști pe Iisus, vei ajunge să-L recunoști. Vei recunoaște vocea lui Iisus din mii și mii de voci. Dacă uneori diavolul care se preface în îngeri de lumină și uneori ar vrea să se prefacă a fi chiar Hristos care îți vorbește și unii chiar cred asta, faptul că tu nu-L cunoști pe Iisus, intri în confuzie. Dar când îl cunoști pe Iisus, când îi cunoști vocea Lui, oile mele, ce cunosc? Glasul meu. Și când îl cunoști, vei recunoaște vocea lui Dumnezeu. Ascultă-mă, poți să-ți vină șapte mii de teologi, treizeci de proroci. Când cunoști vocea lui Dumnezeu, vei recunoaște că vorbește Dumnezeu sau nu. Glorifica să fie Dumnezeu. Când îl cunoști pe Isus, se mai întâmplă un lucru, renunți la tot pentru El. Uitați-vă scena asta foarte, foarte interesantă. A doua zi, vesetul 35, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Erau doi ucenici el, pentru care și Andrei între ăștia doi. Cei doi l-au auzit pe Ioan rostind aceste vorbe și ce au făcut? Au plecat după Iisus, l-au lăsat pe Ioan singur. Ce a zis Ioan? Bă, unde vă duceți? Alo, unde vă duceți? Bun, eu am zis, dar... Stați aici, că avem treabă. Băi, oameni buni, stați aici, unde plecați? Să ce spune Ioan? Nimic. Pentru că Ioan înțelege că trebuie să există o tranziție de la lucrarea lui spre Hristos. Pentru că Ioan înțelege, dragii mei, că există o vreme a tranziției și că nu poți să ții la ceea ce trebuie să renunți, de fapt. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dacă în această seară îți dorești să ajungi undeva cu adevărat, vreau să vezi unde poți să ajungi. Primul pas, primul popas, dacă vreți, prima dimensiune, poți să ajungi să-L cunoști pe Iisus într-un mod real. Al doilea lucru, poți să ajungi mai apoi, asta e o altă dimensiune, să-L faci cunoscut pe Iisus altora. Asta e și motoul bisericii noastre, cunoaște și fă cunoscut. Poți ajunge să ajungi să-L cunoști pe Iisus într-un mod real, dar mai apoi există o altă dimensiune. Poți ajunge să ajungi să-L faci cunoscut pe Iisus și altora. Poți să-L faci cunoscut pe Iisus și altora. Dragii mei, rolul meu, rolul tău, după ce-L cunoști pe Iisus, știți care este? Să fim niște indicatoare spre Hristos. Asta este treaba noastră, asta este statutul nostru. Noi trebuie să fim indicatoare pentru oameni spre Hristos. Uitați-vă în Evanghelia după Luca, capitolul 3, versetul 15, fiindcă norodul era în așteptare, clocoteau toți, mă, el nu el, să ne spună. Zice Biblia, fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimelor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este acela Hristosul, Ioan, drept răspuns, a zis tuturor, cât despre mine, stop, opriți-vă, lăsați-vă așteptările deoparte, cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine cine? Acela! Și Ioan, dragii mei, devine un indicator spre Hristos. Nu sunt eu. Trebuie să vină altcineva după mine, care este mai mare decât mine. Eu nu sunt vrednic nici măcar să-i dezleg uh, încheiturile uh, curelelor de la picioare. N-am -am, -am nici măcar privilegiul ăsta, n-am statutul ăsta. Zice, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțăminte. El vă va boteza cu Duhul, Sfânt și cu Foc. Nu sunt eu, El este acela. Ioan devine ce? Un indicator. Ioan devine un indicator spre Hristos. Vreau să te gândești în seara asta, tu ești un indicator spre Hristos. Vin oamenii spre tine întrebându-te unde-i, acolo. Suntem noi indicatoare spre Hristos, dragii mei? Sau suntem o contrareclamă împărăției lui Dumnezeu? Vă duceți în minte episodul din Fapte 10 cu 25 la 26 când Petru îi aștepta de Corneliu și de întreaga lui suită și casă, toți așteaptă să vină marele apostol Petru și spune cuvântul lui Dumnezeu când era să intre Petru, Corneliu care ieșise înainte, ce-a făcut? Uf, a venit Petru, Bă, a venit vedeta, a venit apostolul. Oameni buni, au venit, ce era au venit Petru, um, oameni buni, și este se entuziasmați, și se euforici, și spune cuvântul lui Dumnezeu că, zice Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și ce-a făcut? I s-a închinat, realmente, dar Petru l-a ridicat și a zice: scoală-te, sunt și eu un om, nu cumva să te închini în fața mea, E unul singur care merită închinare. E unul singur care merită adorare și ăsta este Hristos. Dragii mei, oamenii trebuie să fie indicatoare spre Hristos. Creștinii trebuie să fie indicatoare spre Hristos. Noi nu avem dreptul să atragem atenția asupra noastră. Noi trebuie, dragii mei, să le atragem oamenii atenția spre Hristos. Ajută-ne, Domnul. Direcționează oamenii spre Dumnezeu. Nu îi reține pentru tine și pentru interesele tale. fii pentru oameni un indicator dacă vrei să-L faci cunoscut, dar mai apoi știți cum poți să-L faci cunoscut pe Isus, fiind un indicator spre Hristos și mai apoi stârnește interesul oamenilor pentru Hristos. Mă, sincer, prin modul în care străiești tu pocăința, prin modul în care vorbești, prin modul în care te comporți, prin, modul prin ceea ce postezi pe Facebook, pe TikTok, pe ceea ce uh, șeruiești, pe, uh, nu știu, modul în care te, uh, te comporți într-un anturaj, în, la școală, în locul de muncă, stârnești oamenilor interesul pentru Dumnezeu sau antipatie? Dacă toți să tine, ferească, Domnul. Stârnești, ești un indicator, dar mai apoi trebuie să stârnești interesul oamenilor pentru Hristos. Uitați-vă, eu am botezătorul, eu botezătorul încă o dată aceeași scenă cu doi uh, ucenici de-a lui, uh, uh, Andrei și celălalt, nu știm exact numele. Ce face Ioan botezătorul? Zice, iată mielul lui Dumnezeu care, noi știm că ridică păcatul lumii și spune, iată mielul. Știți ce face Ioan în modul acesta? Când spune, când arată spre Isus, când arată cu mâna spre Isus, stârnește interesul celor doi care ce fac? Se duc după Isus. Suntem noi genul de oameni prin a căror viață, dragime, prin a căror cuvinte stârnim interesul oamenilor pentru Dumnezeu sau repulsie. Când oamenii aud cuvântul pocăință, le stârnim interes sau repulsie. Bă, numai cu pocăiții să nu-ți faci de lucru. De unde au apărut brandul ăsta? Din realitate. Că ne place sau nu, Andrei, uitați-vă, mi se pare interesant, uitați-vă aici, Andrei spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 40, spune cuvântul lui Dumnezeu că unul din cei ce auziseră cuvintele lui Ioan și mersese după Isus era Andrei, fratele lui Simon, Petru, el cel din tâi, s-a dus la cine? S-a dus la frate, s-a dus la Petru și au zis, noi am găsit pe Mesia și ce-au făcut? L-au adus pe Petru la Isus. Pentru că strânește interesul lui Petru. Petru lasă pescuitul, Petru, Petru lasă businessul, lasă cântarele cu pești, prețul pieței, inflația, roborul, IRGC-ul. Lasă cursul valutar, lasă tranzacție toate, pentru că-i stârnit interesul. Bă, l-am văzut pe Mesia, hai să vezi și tu! Uitați-vă, dragii mei, Andrei strânește interesul lui Petru pentru Isus. Mai mult de atât, Filip, uitați-vă, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 44, zice, Filip era din la cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, noi am găsit pe acela, hai să vezi! Vino să vezi și noi, hai să vezi! Mai sârnim noi, dragii mei, interesul oamenilor pentru Dumnezeu? Gândiți-vă! E o problemă! Mai strânim interesul noi ca pocăiți, ca și creștini. Mai suntem noi asemenea lui Ioan Botezătorul, asemenea lui Andrei, asemenea lui Filip, oameni care să strânească interesul altora pentru Isus, Oameni care să devină interesați de Isus din precina modului în care ne comportăm și ne trăim și modul în care ne raportăm. Omule, folosește-te în această vreme de... Și de ce? Cum să strânesc interesul? Fie folosește de relație tale. Unde s-a dus, dragii mei? Unde s-a dus Filip? Prima dată să vorbească despre Isus. La frate s-o. tu în familie. Strânești. Bun, tu ești singurul pocăi din casa ta. Ai interesul pentru Isus. Sau încă își fac crucea în casă. Și artă tămâie. Andrei e atât de schimbat după o zi cu Isus încât îl face pe Petru curios să vadă băciunea asta. Folosește-te de relațiile tale ca să strânești interesul pentru Isus în cercul tău familial, relațional, de prieteni. Folosește-te de resursele tale să strânești interesul oamenilor pentru Isus. Convinge-i. N-am să văd niciodată, v-am mai spus, am folosit evanghelizare în țara Hațegului, cât trebuie să nu să Biserică de 30 de membri, 60 de prieteni. Așa ceva nu există. Rarisim. Și mă tot uitam, tu la ele, doamne, văd, dar, ce, frate, dar cum mi-ai dus păstia aici? Cum ai reușit? Simplu, zice. Am tractor, plug, dis, grapă, cel mai înstărit din sat. La toți le grab, la toți le ar, la toți, pe toți îi ajut. Le spun așa, 50 de lei nu vă iau, mai e ieftin, o zi de evanghelizare, veniți la biserică. Frate, păstor, eu am făcut deci încolo Domnul să-ți ajute, a treaba. Că mi făcut -o a făcut-o pe mea. Am zis, Doamne, ajută. Omule, le folosește de aturile tale ca să stărnești interesul oamenilor pentru Dumnezeu. Când am fost în Craiova cu un grup de evangeliști, de tineri, undeva în fața Casei de Cultură a Sindicatelor. Uh, era acolo o autogară mare de unde plecau autocarile spre Europa cu românii noștri la lucru în sezonul căpșunelor și altceva. Și uh, acum cu cei cu care am în misiune erau niște tineri din ăștia pentru misiune, for Jesus, știți de -aste? proclamați în biserică toți, pe stradă, mâlc. Toți eroi în biserică, anonim pe stradă. Și acum le-o da Biblie, aveau vreo 3 400 de Biblie să le dea la oameni. Dar, și știți cum îmi dădeau ăștia Biblie la oameni? Mm. Bună ziua! Ați vrea? Nu. Ok, bine. Niciodată. Și apare unul acolo, tatuat tot din cap până în picioare, într-un, de ce e Silver Stallone, în vremurile ale pe vremuri, filmele alea old school, și am zis, bă, ce cu ăsta? Eu am crezut că va să facă scandal, a făcut Sandul chema. Bă, zice, de te, ce fac aici? Nu dau Biblie la oameni. Păi zic, bă, că nu, no, nu le primesc, nu le vor oamenii. Lasă-mă pe mine. O pus o cutie de Biblie pe spate, așa, s-o dus la autocar, unde intrau e. Bă, ascultați aici. eu am fost, cel mai... voi mă știți, din fața lungii, cartierul, dezastru, eu am tăiat, am, în fin, nu reproduc, dar ascultați aici. ce, m-am pocăit, m-am întâlnit cu Isus Hristos, bă, pocăiți-vă, te rog frumos să iei o Biblie. Dar cum să nu, vă rog, dar se pune problema. Nu refuzam nimeni nicio Biblie, vă garantez. Păi folosește-te de aturile tale să strânești interesul oamenilor pentru Dumnezeu. Fă cumva ca să-L prezinți pe Isus. Folosește-te de conjuncturile în care ești ca să stânești interesul oamenilor pentru Dumnezeu. Dragii mei, Marea Prigoană, nu vi se pare interesant că Marea Prigoană din fapte 8 cu 1 devine Marea Oportunitate de evangelizare, că altfel stăteau toți, făceau un mega cerci în Ierusalim de 15.000 de oameni și rămânea Samaria neevangelizată. Nu vi se pare interesant cum uneori o prigoană, uneori am fost în Ucraina săptămâna trecută și îmi spuneau frații de acolo, frate, doar știu, e o dramă, ce se întâmplă, e dureros, e greu. La, la, săteam în biserică la un moment dat, au venit tineri păriți, că puteau să fie înrulați în armată, au venit efectiv păriți, bine, trebuia să se însoare, era sarea de tineret. Și au venit efectiv riscând la biserică, oameni buni. Când, când la, 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 ultima rugăciune s la curentul de pe biserică. Și am zis, Doamne, în ce condiții, în ce, în ce teroare trăiesc oamenii ăștia, e ceva inimaginabil. Dar vreau să vă spun ce mi-a spus frații. Fac misiune pe linia de front, am stat de vorbă cu doi frați care veni să răcozi înainte de la Bakhmut, unde să bubuiesc ăia oameni buni, unde, unde e carne de tun acolo, soldații. Știți cât e rata de supraviețuire a unui soldat pe linia de la Bakhmut? Patru ceasuri. Ata e speranța de viață în Bakhmut pentru un soldat. Patru ceasuri. Și ăștia să duc, au venit doi frați din misiune să duc și dau pâine, apă, pentru că cel mai de preț lucru, ascultați mai apa. Și pe lângă apă dau cuvântul vieții. Și le vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu. Și ne-a spus, frate Dorel, cu ani de zile în urmă nu ne băgau nimeni în seamă. Se vezi acum ce interesație de Dumnezeu. O zis, există o explozie spirituală în Ucraina, tocmai pe fondul culmea războiului. Pentru că, dragii mei, noi trebuie să stârnim interesul oamenilor pentru Dumnezeu, dacă vrea să înțelegi în această seară, te rog în numele Domnului Isus Hristos, înțelege, te rog că poți să ajungi într-un loc spiritual mult mai înalt decât ești. Unde poți să ajungi, dacă vrei cu adevărat? Poți să ajungi să-l cunoști pe Isus într-un mod real. Mai apoi, poți să ajungi să-l faci cunoscut și altora. A treia dimensiune, ascultă-mă, ceea ce e fabulos, văd în textul ăsta biblic, este extraordinar. Unde poți să ajungi? Poți să ajungi ca Isus să-ți facă cunoscut anumite lucruri. Deci să-l cunoști pe Isus, să-l faci cunoscut, mai apoi atenție, Isus începe să-ți facă de cunoscut niște lucruri. Începe să ai o dimensiune uh, uh, supranaturală în umbrarea ta cu Dumnezeu. Dragii mei, sunt lucruri, dragii mei, pe care Isus le face de cunoscut cu privire la propria noastră viață. Sunt lucruri pe care Isus le vede noi și le spune. Spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă, versetul 47, Isus a văzut pe Natanael, venind la el și a zis despre el, iată cu adevărat un Israelit în care nu este vicleșug. Și zice Natanael, dar de unde mă știi? Că nu ne-am întâlnit până acum, n-am cont de Facebook, n-ai văzut ce am postat. Și Isus spune așa, zice, i-a zis, drept răspuns Isus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip când erai sub smokin. știu cine ești. Isus Hristos începe să-i descopere, dragii mei, lui Natanel, lucruri din viața lui pe care le știa doar el. Nu știm exact, acum tot felul de speculații, un a predicat, unul nu a de asta, a predicat o predică întreagă, 5-9 de minute, ce făcea Natanel sub smokin? Habar n-am, nici nu mă interesează. Știu însă, dragii mei, care este efectul cuvântului pe care Hristos îl spune. Te-am văzut înainte când să te sus mochin. Știu că în gura ta nu este vicleșoc, Știu că ești un om integru. Îți cunosc caracterul. Dumnezeu te cunoaște. Dumnezeu vede, asta e frumusețea, dragii mei, Dumnezeu vede în tine ceva extraordinar. Gândiți-vă, dragii mei, mai apoi, Iisus Hristos, uitați-vă, versetul 41, zice Biblia, El zice, Andrei l-a adus pe fratele lui Simon și a zis, noi am găsit pe Mesia și spune mai departe, versetul 42, și l-a adus la Iisus, da? Spune Biblia că Andrei l-a adus pe Petru la Iisus și Iisus l-a privit și a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema chifa, adică Petru. Astăzi se schimbă ce în viața ta. Pentru că Isus începe să descopere lui Petru anumite lucruri despre el, despre ceea ce are în plan cu el. Pentru că, dragii mei, uitați-vă, toată lumea vedea în Petru ce? Un pescar. Ce să vezi în Petru? Dumneavoastră, dumneavoastră nu, nu trebuie să aveți probleme mari cu COVID-ul. Să vă dați seama că dacă te duci într-o piață de pește și stai lângă unul care de pește, e o duhoare acolo de abia poți să stai. Ce să vezi în Petru? Unul care toată viața nu a învățat la școală și o mers pe barcă. Ce să înveți de la Petru? Ce să vezi în Petru? Un tip care nu vorbește articulat, un agramat, am zice noi în vremurile noastre, unul care nu prea au fost prieten cu gramatica, am zice noi, unul care nu e la școală, că de e la barcă, de e la pește, de-aia stă în treci pe mare. E un om practic, nu e un om cult, nu e nu elevat teologic. Oh, dar urmează să intre în școala lui Isus. Și în timp ce toată lumea vede în Petru un simplu pescar, Isus se uită la ea și zice ceva, te rebranduiesc. Doamne, ce mi-ar fi plăcut să-mi schimbe și mie numele lui Iisus. Nu e așa, să, 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 să vină Isus și spune nu te mai numești Simon și de, de azi încolo te vei numi Petru. Și știi ce, Petru? Tu nu mai ești pescar, de azi încolo, lasă barca, lasă vâzlele, lasă totul, de azi încolo, vei fi pescar de oameni. De azi încolo, tu ești piatra pe care voi clădi biserica și porțile locuinței morților nu vor surpa. Pentru că Dumnezeu, oameni buni, începe să-ți facă lucruri de cunoscut. Să-L cunoști pe El, să-L faci cunoscut. Și Isus, uitați-vă, începe să, să ți facă de cunoscut. Isus începe, știți, gândiți-vă că Isus la un moment dat îi face de cunoscut lui Petru și când o să moară și cum o să moară. Nu vi se pare fabulos să umbli cu Dumnezeu? Nu vi se pare absolut minunat să ai o relație așa de puternică cu Dumnezeu încât moartea să nu mai fie un mister pentru tine? Să nu mai fie o frământare existențială? Să, să, spună Petru, auziți, în, 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 epistola lui la un moment dat, zice în 2 Petru 1 cu 13 la 15, dar socotesc că este drept cât voi mai trăi în cortul acesta, să vă țin treci, adică încă vă evanghezez, încă vă, vă slujesc, încă vă păstoresc, că știu, zice, că dezbrăcarea de... Asta e o metaforă despre moarte. Că, dez, că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos, zic că știu, în curând voi muri. și îl vedeți depresivă, Petru? În loc să aibă nevoie de încurajări, Petre, o să fim cu tine, o să-ți fie greu. Nu, nu, Petru încurajează pe alții. Și de ce? Pentru că omul ăsta are revelații din partea lui Dumnezeu. Pentru că acestui om îi se descoperă Hristos. Pentru că acest om are parte de descoperiri din partea lui Dumnezeu. Și dacă ai ști cât de departe poți să mergi în relația cu Dumnezeu, dacă ai ști unde poți să ajungi, n-ai mai să mediocritatea asta. Dar totul începe cu cunoaștere adevărată, reală. Mai apoi să încep să-L faci de cunoscut pe Isus, să fii un indicator, să strănești interesul oamenilor pentru Isus. Mai apoi să, 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 să încep să cunoști despre Isus, să-ți facă Isus de cunoscut lucruri. Și uitați-vă ce, ce descoperă Isus, ce le descoperă Isus ucenicilor. În versetul 50, Natanea, știi ceva? Te șochează faptul că știu că să sub smochin? Te șochează faptul ăsta? Știi ceva? Hai să-ți spun! Ăsta numai atât de o trebuie să spună Iisus, știu uh, că nu ai vicleșug, uh, mai mult de atât știu că te sus mochin și asta dintr-o dată. Tu ești, wow, Fiul lui Dumnezeu. Te șochează asta? Revelația asta? Prorocia asta te șochează? Hai să spun ceva! Ce, Doamne, există ceva mai mult de atât? Frate, de am un vis puternic, am 20 de ani, Doamne, și acum mă hrănesc din el. Dar să vezi odată, așa, am fost o putere păstă ne am cinci ani, în minte, într-o seară. Eu așa cum mi-aduc -am aminte. Este ceva mai mult de atât? De ce spune Iisus? Pentru că ți-am spus că te-am văzut să în versetul 50. Crezi? Hai să spun ceva. Lucruri mai mari, lucruri mai mari ca acestea, vei vedea. Poftim? Dacă ai face încă doi pași prin credință, dacă ai ieșit din zona de mediocritate a vieții tale, ai vedea lucruri și mai mari. Dar tu stai la graniță. Schengen. Te mulțumești cu privitul. Te mulțumești cu mirosul de ani de zile. Și Biblia spune, gustați! Stați. Când eu zis Dumnezeu lui Bonche, Bonche, va veni o zi, o scris omul ăsta o carte, lucruri și mai mare, exact de aici, titlul. E când eu zis Dumnezeu lui Bonche, Bonche, dacă stai lângă mine și dacă mă vei sluji, vei vedea cu ochii tăi într-o singură zi un milion de oameni întors la Dumnezeu, cu ochii tăi. După 24 de ani, Bonche, în Lagos, în capitala Nigeriei, în 1999, o văzut pe un câmp de lângă periferia capitalei, Lagos, a Nigeriei, un milion trei sute de mii de oameni care s-au întors la Dumnezeu într-o singură zi. Pentru că lucruri și mai mari există decât mediocritatea. Pentru că supranaturalul urmează după, după mediocritate din care uneori nu vrem să ieșim. Te întrebi în această zi, și revenim la obsedantă întrebare, unde poți să ajungi dacă vrei cu adevărat? Știi unde poți să ajungi? Poți să ajungi să-L cunoști pe Hristos, nu impresii, ci realități. Poți să-L cunoști pe Iisus cu adevărat, mai apoi poți să-L faci cunoscut și altora. Poți mai apoi ca Iisus să-ți facă de cunoscut anumite lucruri. Și știu ce vreau să vă spun, mai există o dimensiune. Poți să ajungi cunoscut pentru ceea ce ai făcut pentru Iisus. Poți să ajungi cunoscut dar toată viața ne-am dorit să fim celebri. Știți că Dumnezeu împlinește și visele astea, dar să vedeți ce fel de celebritate. Poți să ajungi cunoscut pentru ceea ce ai făcut pentru Iisus? Vreau să, să te întreb în această zi o întrebare grea, răspunde tu, că eu răspund în dreptul meu acum. Pentru ce ai vrea să fii cunoscut mai mult? După 70 de ani, slujbă de mormântare în vești pomenirea Lui. 8 de ani cu ajutorul Domnului. Te-ai târg greu ultimii 10 ani, dar încă mai duci. Și slujba de mormântare. Pentru ce vrea să fi cunoscut? Ce vrea să se spună despre tine la necrolog? Dragii mei, vrei să fii cunoscut pentru ce a făcut Isus în viața ta? Pentru ce a făcut Isus pentru tine? Sau ai vrea să fii cunoscut pentru ce ai făcut tu pentru Isus? Dilematică întrebare. Nu-i capcană deloc. Ce am preferat noi? Vreau să te întreb, răspunde în dreptul tău, ce ai vrea? Pentru ce ai vrea să fii cunoscut la finalul vieții tale? După 60 de ani pe pământ. După 100 de ani pe pământ. Nici nu mai există lumânare atâtea să pui. Ai vrea să fii cunoscut pentru ce a făcut Isus în viața ta? pentru vindecarea care a făcut-o, pentru minunea care a făcut-o în viața ta, chiar ai poate bolnav și medicul s-a mai dat trei săptămâni, o lună de viață și Dumnezeu te-a vindecat. Pentru ce ai vrea să fii? Gândește-te bine acum. Tu ești la finalul vieții, călătorie în timp, să ești, undeva în ultimele clipele vieții tale pe pământ, ultimele răsuflări. Pentru ce ai vrea să fii cunoscut? Pentru ce a făcut Isus în viața ta? Pentru ce ai vrea să fii cunoscut? Sau pentru ce ai făcut tu pentru Isus. Vă dau două personaje din Biblie. Alegeți-vă, mai ușor. ce ai vrea să fii? Simon din Cerena, care prez de câteva minute, zice ce face? Poartă crucea lui Isus. Sau Lazar din Betania, care învia din morți. Este un test. Că de foarte multe ori noi pentecostali, fă, Doamne, toți vrem laser, toți vrem pietre de la mormânt, toți vrem dezlegări, de toți vrem supranatural. Cât am vrea să fim Simon din Ciurena care prez de câteva momente are cea mai mare onoare care a fost dată unui om pe pământ? Și care este cea mai mare onoare care a fost dată vreodată unui om pe pământ? Prez de câteva momente să poarte crucea lui Isus. Vă imaginați momentele alea, minutele alea, când Simon ține de cruce și într-un fel pune mâna pe Isus și merg împreună spre Gogota. Ce ai vrea, Lazar sau Simon? Ilie Tijbitul a devenit cunoscut în urma unei rugăciuni. Știți cum e înainte de rugăciunea aia? Ilie bitul unul din? Adică un anonim. Un name. Face o rugăciune prin credință și nu plouă trei ani și șase luni. Și după aceea, dragii mei, devine singurul care are îndrăzneala să meargă în spațiu public, să-l confrunte pe Ahab. Pentru ce ai vrea să fii cunoscut la finalul vieții tale? Pentru... Ascultă-mă! pentru ce a făcut Isus pentru tine, să te povestești de acum 20 de ani cum te ca Domnul de romatism și de cancer, sau să fii cunoscut, bă, fratele ăla știe ce a făcut, 20 de ani a făcut evanghelizare stradală prin centrul radii, pentru ce ai vrea să fii cunoscut? E o întrebare. Pentru că tu știi că există ceva mai mult? Și unde poți să ajungi? Poți să ajungi în punctul în care să fii cunoscut pentru ceea ce ai făcut pentru Isus. Oameni buni, vreau să vă aici un lucru. Există, există, oameni cunoscuți, dacă vreți, celebri, care s-au întors la Dumnezeu. Uai, ce ne place asta. Băi, au zis că s-o pocuit cine? Guță. Erau zvonuri în că s-o pocăi guță. Două zile. Băi, au zis că s-o pocăi Fernando de la nu știu unde. Băi, au zis că s-o pocăi Justin Bieber. Wow! toți pocă, toți, toți, toți ăștia, TikTok, Justin Bieber s-o pocăi, după aia bea or cu pastorul în New York. Ok, bine. Și au ajuns și la mai rău el. S-o pocăi Justin Bieber, wow! O zis Iisus între, nu știu câte cuvinte, între wow, wow și bau, bau, o zis Isus. Mai oameni buni. Există oameni celebri care s-au întors la Dumnezeu. Dar să spun ceva. Există oameni care au devenit celebri pentru ce au făcut pentru Dumnezeu. Ce ai vrea? Ioan Botezătorul a devenit cunoscut, și pentru ce? Pentru că a pus mâna pe mătură, asta a făcut Ioan Botezătorul spiritual. Și ce a făcut Ioan Botezătorul? O dă zăpadă. I-am Botezătorul a devenit cunoscut în istorie, știți pentru ce? Pentru că o da cu mătura și o pregătit ca la Domnului. O da praful de 400 de ani de tăcere profetică. Pentru asta a devenit cunoscut. Petru, Filip, Natanael, știți pentru ce au fost cunoscuți? Andrei, știți pentru ce au devenit cunoscuți? Pentru că au continuat ce a început Isus. Pentru ce ai vrea să fii cunoscut? M-am spus că am fost în Ucraina și am venit de acolo cu niște experiențe care m-au ajutat foarte mult și unele imagini mă vor urmări multă vreme. Am un prieten care e misionar și vă imaginați că s-a dus în Harkov când erau bubuiturile ale mari, bombardamentele mari și o sună soția. S-a dus undeva la un subsol și a zis, vă cum e? E bine, nu, e ok aici. Și altul că era cu el pune anunț pe Facebook, urgați-vă pentru noi, suntem sub un Trece acasă. Hai de acolo. Cum să spui viața? Și mi-a povestit prietenul ăsta meu că îl cunoaște pe un pastor ucrainian, Sasha, Alexandru Sasha. Puneți, vă rog, Maria, te rog, ajută-mă, primele două poze acolo. E cel cu cravată. Scena asta e anul 2014, când știți că a început prima, zi, prima dată conflictul. În 2014 a început, în Donbass și în Lungas, zona aia. Aici este Sasha, în 2014, când o izbunit războiul, conflictul la comuleții verzi, de fapt erau soldați ruși deghizați în, așa zici, soldați pacificatori sau ce fi fost. Și știi ce face uh, Sasha? Are o biserică de câteva membri, 25 de oameni, 30. Și Sasha, știi ce face? Când ea dădeau cu bombele, când ea să luptau pentru fiecare bloc și scară de bloc, Sasha se duce în centrul orașului, în în îngenunchează și începe să se roage pentru pace. Pune-te rog și a doua poză. O duce o cruce, să fie clar. Că nu se duce să se lupte acolo cu arme. Se duce și se roagă zilnic pentru pace. Proclamă pe Hristos pe stradă, între gloanțe și rafale de rachete. Forțele proruse îl arestează pentru că l-au confundat cu un opozant politic pro-ucrainian. Acum, când te confundă rușii și te consideră că ești un opozant politic, vreau să înțelege de ce tratament ai parte. L-au dus undeva într-un loc bine ascuns și l-au torturat. Doar două secunde, te rog, atât. Ajunge. Asta e după. L-au bătut mar. Oameni buni, ruși dacă știu să facă ceva, printre altele știu să și bată bine. S-au specializat în atâția ani de comunism. Știți? Pe Sasha după ce l, l au și l-a și nu a scos nimic din el că stat, chiar nu avea decât Biblie în el, numai versete din Biblie și au din el. Dă-ne locație, dă-ne Biblie, nu mai ieșea Biblie din el, altceva nu ieșea nimic. Îl duc la marginea unui grob comun, pentru că vreau să-l împuște și zice, bă, știi ceva, mai ultimul tău -mi de viață, fă ultima rugăciune. Sunt doi care îl însoțesc, e legat cu mine la spate, și spune, e ultima ta rugăciune, fă -o acum. Îți mai dăm un minut. Și zice să așa, mă știți ceva, eu mi-am făcut rugăciunile. Eu dacă mor știu unde mă duc, mă duc în rai. Dar voi dacă muriți, mergeți în fundul iadului pentru ceea ce faceți. Iisus Hristos, Iul Iisus, să le predice. Unul e așa de nervos, când aude că se predică Evanghelia, că ăsta predică Evanghelia în gura gropi acolo, ia pistolul, îl încarcă și trage spre el. Și se blochează pistolul. Și zice, nu ceva. Și trage în pământ și trage glonțul. Și face încă o dată și încarcă și trage și pistolul se blochează. Și-a zis unul, ăla la, du mă, zice, că tu te-ai blocat, o habar n-ai cum să tragi, dă-l la mine. Ia. Și când îi spre Sașa pistolul, efectiv se blochează pistolul. Și trage înapoi în pământ. Și trage și se blochează. Și ăștia doi s-au speriat. spus, ăsta e posedat. Asta nu e, nu, nu, Hai, l-au luat, l-au bătut, l-au închis înapoi. Săptămână rând. Vine o femeie care e colaborator al forțelor proruse, care recunoaște deținuții, care recunoaște că erau bătuți, să identifice, să le mai spună despre ei, să le dea informații. Și când ajunge la Sasha, deși era desfigurat și bătut zdravă, zice, a, pe el știu, pe el cunosc tot orașul cunoaște. Dar cine e asta? Păi ăsta? Păi e păstor. Nu, nu zice ăștia, nu, nu, ăsta e, opozant, ăsta e politic. Domnule, zice, ăsta e păstor, tot orașul știe. Ăsta la care merge pe centru și e cu o Biblie și predică și strigă în gura mare despre Dumnezeu. Tot orașul știe, să așa. Doamne, sunteți sigur, dar nu el, Nu, Doamne, seamănă, dar nu el. Ăsta e pastorul care predică Evanghelia. Ne cerem scuze pentru confuzie. Du-te mai departe în libertate. Prietenul ăsta meu l-a întâlnit în zona după aia, după ce lui liberat, a ajuns în orașul Marinka Zona zero, iară unde e bubuituri și unde e război în plin. Acolo îi face evanghelizare toți oamenii îl cunosc de acolo. Nu e așa când apare în revista cuvântului, lui, cuvântul adevărului, nu apare pe Facebook, nu știm multe lucruri despre el. Dar o să vă spun ceva, în estul Ucrainei, pe linia de război, toți ce cine e, Sasha, pastorul Sasha. Vreau să vă spun ceva mai mult de atât? Omul ăsta e cunoscut, nu pentru că e o celebritate, el, o deveni cunoscut prin ce a făcut și pentru ce face pentru Isus Hristos. Unde vrei să ajungi? Asta e întrebarea în seara asta. Unde poți să ajungi dacă vrei cu adevărat? Și unde poți să ajungi? Să-L cunoști, asta e primul lucru, să-L cunoști cu adevărat pe Isus. Îl știi pe Isus? Nu impresii, realități. Dacă îl cunoști pe Iisus, ai ajuns să-l faci cunoscut și altora. Ești un indicator spre Hristos. Sau absorbe atenția spre tine. stârnește interesul oamenilor pentru, pentru, Iisus. Când se uită oamenii la tine, serios, se stârnește interesul sau repulsia oamenilor pentru Dumnezeu. Pentru că zice Pavel, din, din cauza voastră, ideilor, îi numele Dumnezeu între neamuri în fiecare zi. Vai de noi! Poți să ajungi, ascultă în mai apoi, în momentul în care Isus să-ți facă de cunoscut lucruri, da, tu știi că există revelații pe care Dumnezeu vrea să se le dea? Știi că există lucruri și mai mari decât vindecarea aia de migrenă pe care ai avut-o 5 ani de zile și de care ai tot povestești? știi că există lucruri și mai mari decât 5 milioane pe care uh, când avea nevoie mai mare Dumnezeu a trimis pe cineva în secunda ultimă și ai primit și de 5 ani tot povestești cum Domnul ți-a purtat de grijă și 5 milioane când avea nevoie să plătești factura atunci ți-a venit tu știi că există lucruri și mai mari hei, dar Tanel te șochează faptul că știu ce vă să o hai să spun ceva deschide-ți ochii, vei vedea cu ochii tăi cum se deschid cerurile Vei vedea îngerii care coboară și se urcă și îl vei vedea în centru pe Isus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu. Există revelații mai mari, există descoperiri mai mari, există o putere mai mare pe care Dumnezeu are pentru tine pregătită, tu nu înțelegi asta. Dumnezeu vrea să-ți facă de cunoscut lucruri, dar tu nu ieși, tu nu faci un pas. Și da, prin ceea ce faci, dacă ai un obiectiv, dacă ai motivație, dacă te dăruiești, dacă insisti, dacă ai inițiativă, dacă crezi din toată inima ta, vei ajunge într-un loc în care poate nu ți-ai imaginat niciodată, vei ajunge să fii cunoscut într-o zi pentru ce ai făcut pentru Isus. Hai să ne ridicăm în picioare seara asta. Unde poți să ajungi dacă vrei cu adevărat? Tu decizi. Resurse există. Revelație există. Disponibilitate din partea lui Dumnezeu există. Potențial există. Chemare există. Daruri există. Nu-i dăruire. Unde poți să ajungi dacă vrei cu adevărat? Vrei să-L cunoști pe Iisus? Nu te-ai săturat să știi despre Iisus lucruri, dar să nu-L cunoști cu adevărat pe Iisus? Nu te-ai săturat să auzi poveștile altora și să n-ai nici măcar o poveste cu Dumnezeu trăită? Nu vrea să fii, -ai vrea să-l faci cunoscut odată după 20 de ani să știi de lucruri de muncă că ești pocăit, că ești pocăită? Nu vrea să-l faci cunoscut pe Isus? Există oameni în Gioneza care înțeleg că trebuie să fie indicatoare pentru Christ, spre Hristos, Că există oameni aici care trebuie să strânească interesul oamenilor pentru Dumnezeu, pentru Evanghelie, pentru pocăință, să nu mai fie vorbită de rău, să se uite la tine și să spună, bă, știi ceva, m-am uitat la tine, e incredibil, nu știu cum de ridici. Cum poți, mă? Cum poți să, să fii atât de disciplinat la muncă când șeful ăsta ne jegmănește în fiecare nu ne ia bani? Cum poți să fii atât de integru? Cum poți să respecti programul? Cum poți mă, să fii la 8 fix când toți vin la 8 jumate? Cum poți să nu tragi chiulul când toată lumea o face? Cum poți mă, să fii așa? N-ai vrea să strânești interesul prin comportamentul tău, prin caracterul tău? N-ai vrea să strânești interesul prin ceea ce spui? Să fie oamenii curioși, Bă, vreau să cunosc pe Dumnezeu că ai te-o schimbat pe tine. n vrea să-i șocăm lumea asta odată, care, care dragii mei, nu vi se pare interesant că, nu vi se pare interesant, absolut șocant că în ziua de astăzi, o biserica, creștinismul a ajuns să fie cunoscut în presă numai pentru scandaluri. Visarion, Calistrat, Ravi Zaharaia, Zai Noștri, nu știu care. Și nu mai devenim cunoscuți, dragii mei, pentru evanghelizare și pentru ceea ce facem pentru Hristos. N-ați vrea să stârnim interesul în orașul ăsta, în cartierul ăsta pentru Dumnezeu? Bă, unde se ducă el la etajul întâi, mă? ce acolo? Hai să vezi. Asta eu zis. Vino să vezi. Nu am găsit pe cineva. El este, nu l-am găsit pe Fiul lui Dumnezeu. Hai să vezi. Vino să te convingi. Ai vrea să ne rugăm în seara asta. ai vrea să ia niște decizii. Vrei să-L cunoști? Vrei să-L faci cunoscut? Vrei să facă de cunoscut lucruri? Vrei să devii cunoscut pentru ce faci pentru El? E momentul să te rogi și să ne rugăm. Hai să o facem.